Câinii pot să plângă de bucurie atunci când se reîntâlnesc cu stăpânii lor, o arată un studiu efectuat de oamenii de știință japonezi. Conform gismeteo.ro, o echipă coordonată de cercetătorul Takefumi Kikusui a dorit să afle dacă nu numai oamenii, ci și prietenii lor patrupezi pot să plângă uneori dacă sunt stimulați din punct de vedere emoțional. În timpul experimentului, oamenii de știință au măsurat numărul de lacrimi la animalele de companie înainte și după ce s-au întâlnit cu proprietarii. În plus, animalelor li s-a injectat oxitocină pentru a confirma că aceasta stimulează eliberarea lacrimilor. Am descoperit că și câinii varsă lacrimi asociate cu emoțiile pozitive. Am aflat că și hormonul oxitocină este mecanismul care s-ar putea afla în spatele acestei manifestări, a declarat profesorul. S-a dovedit că după întâlnirea cu proprietarul, volumul de lichid din ochi a crescut la câini. În același timp, în timpul unei întâlniri cu un străin, acest lucru nu s-a întâmplat. În plus, volumul a crescut și după administrarea de oxitocină. Câinii, potrivit cercetătorilor japonezi, par să producă lacrimi în situații pe care oamenii le consideră fericite. Rămâne de văzut dacă aceste patrupede pot să plângă și atunci când se confruntă cu emoții negative, potrivit site-ului gismeteo.ro.